Guvernul României are grijă, domnilor și domnilor, de noi și vrea să ne simțim bine în noaptea dintre ani, așa că mascații sunt pregătiți să spargă petrecerile de Revelion. Este o acțiune în forță, mii de amenzi pentru nerespectarea restricțiilor. Vă prezint și anunțul lui Raed Arafat pentru petrecerile noastre de Revelion. Comandantul operațiunii ne anunță că ne ține în geam de anul nou, domnilor și domnilor. Vă vom prezenta și noi imagini de la petrecerile devenite ilegale și care au fost parte de poliție. Chefurile sunt interzise de Revelion, iar Gigi Becali e în extaz pe tema asta. Tot în această seară veți vedea și o exclusivitate. Neamurile lui Dragnea au fost chemate în bloc la procuratură. Logodnic a fostului lider al PSD, mărturie dură despre chinurile viitorului său soț. Ce vrea să afle procuroarea DNA din casa liderului PSD, vă arăt și cum Moise Guran dinamitează USR-ul generând un scandal uriaș. Unul dintre greii PNL are și el un atac devastator la neomarxiști. Este o ediție specială extrem, extrem de încărcată. Până atunci însă, breaking news. Polițiștii și jandarmii au aplicat în doar 24 de ore peste 5.000 de amenzi în valoare de mai bine de 1.000.000 de lei pentru, evident, nerespectarea restricțiilor. În plus, autointitulații oameni ai legii se mobilizează pentru controle de amploare în noaptea de Revelion. Costi Soare are amănunte suplimentare. Bună seara, Costi! Victor, bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor. Vorbim despre măsuri fără precedent pe care MAI le va lua în zilele următoare. Vor fi scoși pe străzi mii de polițiști, de jandarmi, dar și de pompieri. Cu toții vor veghea să nu iasă lumea pe stradă. Și asta pentru că, Victor, se anunță petreceri în multe orașe din țară. Tinerii rebeli s-au organizat pe grupuri și vor să petreacă la miezul nopții, așa cum o făceau liniștiți și în anii trecuți. Doar că forțele de ordine îi avertizează că vor interveni și în forță, dacă va fi nevoie, însă amenziile vor curge pe bandă rulantă. Și ți-aș da exemplu de ce s-a întâmplat la Crăciun. Din ajun și până ieri dimineață s-au dat amenzi care totalizează 5 milioane de lei. Mii de români au fost sancționați pentru că nu au respectat normele în pandemie. Mai mult decât atât, Victor, polițiștii au intrat și în spațiile private. În satul mare, de exemplu, au intrat într-un apartament cu două camere, închiriat de mai mulți tineri, mulți dintre ei minori, aveau vârste cuprinse între 16 și 20 de ani. Cu toții au fost luați cu dubele, duși la poliție, amprentați și identificați. La final au plecat acasă cu amenzi, bineînțeles, amenzi de până la 2.500 de lei. Vor fi amenzi aspre, spun polițiștii, în perioada imediat următoare și vor fi cu ochii pe toate petrecerile ce se vor organiza în noaptea dintre ani, fie în spații publice, fie în spații private. Cu acest avertisment și cu mulțumiri pentru corespondența lui Costi, Raed Arafat are și el o idee și nu numai că are o idee, o și pune în practică și ne explică modul în care ar trebui să ne petrecem noaptea dintre ani. Sunt ferm convins că sunteți extrem de curioși. Haideți să-l ascultăm pe domnul secretar de stat. Se deschidă geamurile, va fi frig, bineînțeles, dar se deschidă geamurile, aerisirea. Dacă vin oameni din altă casă, unde nu stai cu ei de regulă, cu excepția momentului în care se mănâncă și unde trebuie totuși să se păstreze o distanță, purtarea măștii, care știu că e foarte greu, poate că unii spun că exagerăm cu aceste recomandări, dar sunt recomandări care au fost menționate inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății. Adică dacă ești cu persoane cu care nu stai, în mare parte a timpului trebuie să ai mască, cu excepția momentului în care mănânci, și trebuie să fie aerisire foarte, foarte bună în încăperile în care se stea. Multă lume nu știe că seara, noaptea, la restaurant, în mod normal, organizarea unui chef, unei petreceri acolo de anul nou, cu regulile care sunt acum, va fi foarte greu. Deci, dansul automat înseamnă contact și înseamnă a infecta unul pe celălalt. Să stai la masă la capacitate de 50%, de 30%, depinde de incidența, de regulile de acolo, și să mănânci numai, asta este singurul lucru care pot să te aștepți. Ieșim pe balcon, ne uităm pe geam, ne uităm la televizor. Unii sunt convinși că vor coborî în fața blocului, dar atunci vor trebui să fie cu mască, să respecte regulile, pentru că asta este regulă în spațiul public, dar nu petreceri și nu concerte și așa mai departe. Acest lucru se știe că nu va fi posibil.
Mihai Dragan, sper că ești lămurit. Geamurile larg deschise, nu dansezi, masca pe figură și stai în geam ca precum câștigătorii de la loto de odinioară. Mai există vreo restricție care mi-a scăpat? Dar mai există alte persoane în țara asta care să dea sfaturi, mă rog, nu atât de oligofrene. Păi stai, pentru că, stai un pic, că haideți, domnule, nu stau, domnule, deloc un pic. Eu am doi oameni bolnavi, bolnavi de răceală, din cauza faptului că au stat la DNA 6 ore cu geamurile deschise. Că înțeleseseră ofițerii de la DNA că intră virusul în ei. Dacă cumva, a spus unul că e încărcătură virală. Și am doi oameni cu febră la pat din cauza asta. E o prostie ce ne spune domnul Arafat. E sigur că n-au COVID? Nu, domnule, n-au COVID, că eu îmi testez colegii. Noi avem teste și ne testăm o dată pe săptămână. Despre asta e vorba. Deci astea sunt niște prostii. Au ajuns oamenii să se evite, pur și simplu, pentru că dacă cumva luăm COVID. Haideți să găsim niște soluții, nu doar că trebuie să stăm să ne salutăm de după geamuri și să mai facem alte prostii. Deci până una alta, eu nu am văzut în 9 luni de zile sau 7 luni cât au trecut de la momentul instalării. Bun, 9. Nu am văzut nicio soluție menită să scadă acest grad de infectare. Suntem în continuare cu școlile în lockdown, suntem în continuare cu economia la pământ și ni se spune doar să nu ne îmbrățișăm și să nu dansăm. Atât? Asta e tot ceea ce putem să facem? Vreau și eu să știu de ce nu se face testare masivă. Că urlu chestia asta de 9 luni de zile. Așa putem să izolăm adevărate focare și să localizăm virusul. Tu întreb de ce nu se face testare masivă și eu întreb de ce nu se face nici măcar vaccinare la capacitatea aia mică pe care a angajat-o statul român. Bun, eu am niște dubii cu vaccinul. Tu știi bine că eu sunt un vaccinist convins, mi-am vaccinat copiii, dar sunt niște informații foarte contradictorii, n-am vrut să o deranjez pe doamna Mahler, fiecare are părerea lui, cine simte să se vaccineze, să o facă, eu nu o voi face, eu am trecut prin COVID, ca și mine de altfel. Vă rog? Ca și mine de altfel. Ca și tine de altfel, ca și mulți alții, până una alta, am blocat tot și vor fi consecințe pe care le vom simți ani de zile, pentru că unii au vrut să facă bani, alții nu au știut exact cu ce să se ocupe, iar domnul Arafat este cel care a girat toată această chestiune. Vreau să știu și eu cine va deconta toate deciziile greșite. Că până una alta am ieșit în stradă în 2012 să-l susținem pe domnul Arafat. Dar văd că ne-a interzis Crăciunul, ne-a interzis Paștele. Cred că ar trebui alte persoane să discute, mai ales de sărbătorile astea religioase, românești, ortodoxe, creștine în general. Nu știu, fac urticarie când îl văd și mai ales când îl aud. Nu ești singurul dacă asta te încălzește cu ceva. Adică, Nicolae, nu știu, te întreb, nu e o ineleganță sau o inabilitate a guvernului menținerea în continuare în vârful cel puțin al comunicării publice? Poate o fi zeu la logistică, deși am serioase îndoieli și pe tema asta, domnul Arafat. Dar orice ieșire publică a domnului Arafat generează o iritare, dincolo de absurdul multelor dintre ideile propagate. Simpla lui prezență a început să enerveze și eu am auzit o grămadă de oameni care aveau o părere extrem de bună despre domnia sa, care au avut exact reacția lui Mihai Dragan. Bă, nu mai suport să-l văd. Victor, și eu am o părere bună despre Raed Arafat, dar după părerea mea, în momentul de față, este o eroare majoră a guvernului să-l lase să comunice în continuare. Pentru că tot ceea ce spune, poate sunt niște chestiuni de bun simț, dar multe dintre ele nu sunt soluții și te enervează foarte tare că despre aceste chestiuni discutăm de 9 luni, avem în continuare virus, avem recrudescență la pandemie, avem o lipsă cronică de soluții. Și pe mine m-a iritat faptul că ni se spune că trebuie să stăm cu geamurile deschise, să aerisim. Păi jumate din București aerisim, că n-are căldură și stăm frig. Deci la ei nu se mai pune problema să-și mai deschide geamurile și să se aerisească. Păi dar stai, poate-și deschid geamurile să se încălzesc, că te-ai gândit la treaba asta? Ei, dacă vor fi vreo 14-15 grade afară, s-ar putea să fie util pentru mulți bucureșteni să deschidă geamurile, să mai intre un pic de căldură de afară în casă. Deci lucrurile astea sunt absolut jenante. Eu cred că nu asta este maniera în care trebuie să comunicăm. Nu trebuie să le spunem oamenilor ce n-au voie să facă și mai ales în niște momente în care
psihic, oamenii simt nevoia să se destindă. Cred că nimeni nu se gândește în țara asta la recrudescența bolilor psihice care va exista cu siguranță în momentul în care vom termina odată cu această pandemie. Dar nu văd să terminăm foarte repede, pentru că nu avem soluții care să ne încurajeze să sperăm că vom termina această pandemie mai repede. Presupunând că vaccinul ăla este cu adevărat leacul la povestea asta. Eu sunt dispus să... Dacă durează doar 6 luni, nu e leacul. Stai, hai să zicem că durează 66 de luni. Norica, în ritmul ăsta, până imunizăm noi 10 milioane de persoane, se mai inventează 15 virus ucigași. Mai multe mutații și probabil intrăm în următoarele alegeri din 2024 și tot o să finalizăm vaccinarea întregii populații. Tu îți dai seama că noi pentru în 3 că... zile am reușit gigantica performanță de a vaccina 2600 de oameni? Da, am văzut, am urmărit cu foarte mare atenție. Eu sunt o persoană care am rezerve în a mă vaccina. Trebuie să mă documentez foarte bine, trebuie să stau de vorbă cu un medic. Păi nu te, să văd în ce nu te măsură... grăbește nimeni din câte văd. Nu, că numai pe populație nu grăbește nimeni și văd că nici alții nu se grăbesc foarte tare. Deci și presupunând că acest vaccin este soluția, cred că guvernul actual, prin toți reprezentanții lui, au rămas repetenți și cu privire la această soluție. Robert Cazanciuc, au compromis-o de la început. Dumneavoastră v-ați infectat la dans? Că înțeleg că dansul e foarte periculos în actualele clipe de restricție pentru țară. Nu, eu cred că m-am infectat în campania electorală. Știți foarte clar că noi am spus că a fost o greșeală organizarea alegerilor da. În plină pandemie și a fost cu siguranță un factor de risc. Nu ai cum, te vezi cu sute de oameni, te vezi cu mii de oameni. Oamenii vor să fie informați despre ce vrei să faci cu viețile lor următorii 4 ani de zile, dacă vorbim de aceste alegeri. Riscul a fost uriaș și, din păcate, unii dintre noi am și contactat acest virus, indiferent de măsurile pe care ne-am luat de protecție individuală. Știu că erați aproape religios în respectarea măsurilor de autoprotecție. Da, am fost extrem de riguros, dar la un moment dat se întâmplă, nu știm încă foarte multe, se întâmplă lucrul acesta, asta este, trebuie să ne ferim în continuare. Dincolo de, spunem ceea ce spune domnul Arafat, dincolo de simpatii sau antipatii, lucrul care trebuia făcut încă de la începutul pandemiei, a spus în seara aceasta, a spus de fiecare dată, această testare în masă care ar fi redus foarte mult riscurile cu siguranță de transmitere a bolii. Nu a făcut guvernul trecut acest lucru, văd că nici acest guvern nu are niciun fel de intenție de a distribui masiv aceste teste rapide, indiferent de eficacitatea lor, mai mare sau mai mică la un moment dat. Faptul că la un moment dat este cineva pozitiv cu un test înseamnă un risc mai mic, în primul rând, de a-l ajuta pe acel om să se trateze adecvat. Hai să vă pun o întrebare ușor indiscretă. Evident că ați stat acasă o vreme, da? În perioada respectivă, raportat fiind la DSP, că bănuiesc că președintele Senatului nu putea să stea ascuns că e infectat, v-a căutat de multe ori DSP-ul sau poliția ca să verifice modul în care respectați nobilele idealuri ale carantinării? Bă, o perioadă am stat și în spital și atunci n-avea cine să mă caute acasă. Și după? Sau înainte? Nu, n-am avut niciun fel de verificare la ușă, dar nu cred că asta este soluția, păi verificare la... Că putem să-i testăm câți vrem și eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie testare masivă. Dar dacă n-are cine să verifice dacă tu te izolezi și respecti nobilele comandamente ale virusului ucigaș, tot degeaba, domnul Cazanciuc, că blencănește pe străzi. Domnul Ciutacu, dincolo de toate nefăcutele pe care le face acest guvern sau le-a făcut guvernul trecut, e clar că nu putem să punem pe spreazul noastră poterea la fiecare om acasă. Și atunci cred că cea mai bună formulă este, până la urmă, de a informa pe oameni despre riscurile acestei boli. Cum alegem comunicatorii cei mai eficienți pentru a transmite mesajele cele mai adevărate? Cum trebuie să ne comportăm? Ați avut în seara aceasta pe doamna Molar, care a explicat destul de clar, destul de simplu pe înțelesul tuturor. Mie mi se pare spre exemplu, mecanismul medicii care explică cel mai pe înțelesul poporului și care are cea mai multă răbdare să o facă din toată povestea asta. Că restul ori ne explică cât sunt ei de deștepți și cât suntem noi de proști și nu ne prindem cu privire la gravitatea. Mecanismul vaccinării... Mecanismul acestui vaccin este destul de simplu și nu trebuie să fie niciun fel de rezerve. Eu n-am niciun fel de rezerve la prima ocazie când
regulile vor permite, o să fac acest vaccin, nu doar pentru a da un exemplu din partea unui om din Senat, dar pentru a arăta foarte clar că este singura noastră soluție această vaccinare cât se poate de rapidă și într-un număr cât se poate de mare, pentru a evita, știți cum, cei care au fost în spital știu foarte bine efortul pe care îl fac medicii, asistenții, întreg personalul medical. Adică e destul de dureros să vezi oamenii care muncesc de luni de zile în niște condiții aproape inumane, cu acele costume care nu te lasă să respiri pur și simplu, dar apoi să și muncești, să fii extrem de atent la toate procedurile de acolo. De ce să lăsăm incompetența, prostia, hoția guvernului, până la urmă, să ducă pe umării acestor oameni o sarcină pe care, în mod normal, nu trebuie să o ducă, nu trebuie să facă atât de multe eforturi. Ar fi ideal să avem și instrumente să o facem, domnul Cazanciuc. Din nefericire, nu prea avem breaking news. Proaspăt mutat de la penitenciarul Jilava, de la spital la penitenciarul Rahova, la spital, Liviu Dragnea, trecut prin COVID, are parte de surprize peste surprize din partea procurorilor DNA. Ultima dintre ele este că fosta soție, cei doi copii, actuala logodnică și fratele acesteia au fost chemați bloc la DNA în faimosul dosar Teldrum. În direct, într-o legătură cu noi, este Irina Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea. Sărut mâna, Irina! Bună seara! Cum ți-a fost vizita la DNA, ca să încep așa politicos? Nu știu dacă cuiva poate să-i fie bună sau plăcută vizita la DNA. În cazul meu, a fost așa, pe repede înainte, a fost o citație venită într-un moment cel puțin suspect din punctul meu de vedere. Poate ne și explici de ce e suspect momentul. Pentru că, dacă mai țineți minte, noi am discutat despre abuzurile la care este supus Liviu în penitenciar pe 22 decembrie. Și cumva întâmplarea face că pe 23, în prima parte a zilei, au fost emise aceste citații. Rapid și eficienți. Rapid și eficienți și cred că niciunul dintre noi nu mai crede în coincidențe. Bun, asta nu metodic. Ați fost chemați ca martori în dosarul Teldrum? Da. Stai un pic. Deci tu, fratele tău, da, fosta soție a domnului Dragnea, băiatul și fata, nu? Sau mai erau și alții? De noi știm noi între noi. Așa. În rest, nu știu cine a mai fost chemat, nu ne anunță, nu anunță nici măcar avocații, deci nici măcar avocații nu știu. Bun, înțeleg că tu te-ai prevalat de o prevedere legală care spune că, în calitate de soție asimilată, nu știu cum să-i zic, să nu comit o ineleganță, ai dreptul să nu dai declarații, nu? Da, este o decizie a Curții Constituționale din 2017 care lămurește, este un articol în codul de procedură penală, articolul 117, alineatul 1, litera B, unde se vorbește despre soți, ascendenții și descendenții unui inculpat și decizia CCR vine să lămurească și să încadreze inclusiv alte relații. Partenera în această... o asimilează soției. Da. Deci partenera asimilată soției, ok. Întrebare. Presupunând că ai fi vrut să dai declarații, tu cunoști amănunte din viața și opera companiei Teldrum? Eu am auzit de compania Teldrum prima dată când a apărut acest dosar în 2017. Ar fi fost foarte greu să vorbesc despre ce a făcut Teldrumul, pentru că acțiunile la care face referire această anchetă, respectiv pe care le anchetează, au loc într-un moment în care eu mă jucam încă cu păpușile, să spun așa. Fratele tău adică e mai mare sau mai mic decât tine? Este mai mare cu 7 ani. E mai mare? Păi uite, poate știa fratele tău amănunte suplimentare despre Teldrum. Nu că noi avem bunici în Tellerman, dar totuși suntem născuți și crescuți în București, nu prea ne-am intersectat. Recunosc că a existat un aspect legat de aceste drumuri pe care îl cunoaștem și anume satul bunicii mele trece, drumul trece prin sat și
ne aducem aminte momentul în care a fost turnat asfaltul, că oamenii se bucurau foarte mult, aveau un drum de pietre înainte și oamenii erau extraordinar de bucuroși. Și copiii sărbătoreau la momentul respectiv, ieșeau pe stradă cu rolele și cu bicicletele. Pare mi-aduc aminte că Dragnea era văzut ca un erou așa la momentul respectiv în Telorman. Ce se întâmplă acum? Nu, lămurește-mă și pe mine că mi-ai spus, recunosc într-o discuție anterioară, că fratele tău nu mai locuiește de vreo 5 ani de zile în țară. Da, fratele meu este plecat din România din 2015. Bun. Până în 2015 a avut relații cu domnul Dragnea de afaceri, de politică, de influență, habar n-am. El nu are nici acum o relație cu Liviu, s-au întâlnit de 3 ori, s-au salutat de complezență și cam asta e toată relația lor. El știe că eu am o relație cu Liviu, diferența între ei este și de kilometri și de vârstă și de interese destul de mare, așa încât nu au o relație propriu-zis. E adevărat că doamna procuror Lâncrânjan i-a cerut fratelui dumneavoastră în declarația pe care a dat-o amănunte despre casa în care locuiai tu cu domnul Dragnea? Da, i-a cerut să o descrie. Aici aș putea să fiu un pic ironică și să spun că atâta timp cât au avut înregistrări video cu doamna Olguța Vasilescu de la dânsa din casă, sunt sigură că Liviu, fiind al treilea om în stat, nu putea să scape neînregistrat. Deci, sigur, sigur, ei știau cum arăta casa noastră. Totuși au ținut să li se descrie. A putut să descrie fratele tău geografia locului? Nu știu. Păi, vă dați seama dumneavoastră, dacă vă duceți la cineva în vizită, nu știți să descrieți exact locul, că nu stați să analizați. Dar a putut să-i spună că aveam o canapea, două fotolii, un dormitor, adică ce poate spune oricine când... Na. Bun, nu vreau... Încerc să mă lămuresc ce relevanță are chemarea asta în grup. A, până la urmă, două familii, da? Într-un moment ca ăsta, într-un context în care înțeleg că n-au avut mare lucru de scos de la dumneavoastră, nici de la tine, nici de la fratele tău, și înțeleg că familia, respectiv fosta soție și cei doi copii ai domnului Dragnea, n-au venit deloc, nu? Nu. Au avut, mă rog, niște motive care i-au împiedicat să se prezinte. Și tu îmi spuneai că te simți hărțuită, și tu și, evident, partenerul tău de viață. Este normal, pentru că, o să vă spun, acum eu sunt implicată în relația asta de suficient de mult timp cât să nu fie primul act de hărțuire, să spun așa, la care sunt supusă. Deci nu este nimic întâmplător. În primul rând, faptul că este vorba de o perioadă de între sărbători și că ni s-au trimis aceste citații pe repede înainte, hai veniți acum că acum trebuie, nu e nicio problemă. Noi ne-am prezentat, respectăm instituțiile și bineînțeles că ne dorim să se afle adevărul. Totuși, faptul că pe fratele meu l-au chemat să-l întrebe de cum arăta casa noastră și dacă a fost vreodată cu mine în Telorman, mi s-a părut un pic exagerat și fără legătură cu cauza. De altfel, și doamna avocată Flavia Teodosiu a făcut observații în cadrul audierii, pentru că este totuși exagerat. Ce legătură ar avea drumul cu drumurile mele în Telorman? Și pe tine te-au ținut-o cu geamurile deschise, cum i-a ținut pe avocații domnului Drăgan, dar Răcealanii? Sau între timp? Nu, pe mine nu. Nu. Vedeți, domnul Drăgan, există și lucruri bune la DNA. Nu sunt avocații mei, sunt colegii mei, sunt avocații unui inculpat. Așa. Colegii dumneavoastră, domnul Drăgan, mă refer la dumneavoastră ca un soi de șef al avocaților, așa, în mic. Hai să nu exagerăm. Irina Tănase, poți să ne spui, în ce măsură sau cum se simte Liviu Dragnea în momentul ăsta, că ultima noastră discuție telefonică în direct a avut loc când era la penitenciarul, la spitalul penitenciar Jilava, ca să fac distinția exactă, și urmau să-l trimită la Ploiești sau la Timișoara, înțeleg că într-un final a ajuns la spitalul penitenciar Rahova. Fizic, cum se simte? Tu ai reclamat întotdeauna că nu-i se asigură tratamentul necesar sau posibilitatea de a-l face pentru vechea lui afecțiune, aia cu hernia de disc, înțeleg. Da, în acest
sens aș vrea să o luăm puțin mai de la Adam și Eva, să vă povestesc... Dacă am avea și timp. Vă spun repede. Pentru că tocmai că Administrația Națională a Penitenciarelor a făcut și astăzi o precizare de presă ca și data trecută, în care tot ceea ce fac este să menționeze niște articole de lege. Da. Și atunci eu consider important următoarele aspecte. În primul rând, eu nu am spus că nu există articolele respective de lege, ba chiar că în ciuda existenței lor, lui nu este respectat dreptul acesta. Mai mult, el este închis în cameră din luna iulie și a fost retras de la muncă într-un mod abuziv. Există o sentință judecătorească, da, care sprijină ceea ce spun eu, care este dată în data de 15 septembrie și în motivarea căreia scrie clar că acestuia este încălcat dreptul la muncă prin această retragere abuzivă de la muncă. Deci eu nu spun că lui sunt încălcate drepturile pentru că sunt iubita lui și lapăr. Eu spun asta bazându-mă pe niște sentințe definitive. Okay. Bun. Ok. De asemenea, există o scrisoare medicală, o opinie medicală a medicului care a făcut ședințele de fizioterapie și de kinetoterapie cu el la Institutul Național de Fizioterapie și Recuperare Medicală, care spune că statul prelungit în cameră îi agravează starea de sănătate și de asemenea recomandă asemenea ortopedului de la Spitalul Penitenciar Rahova efectuarea de urgență a unor remeneuri. Mai mult, există și o concluzie și o recomandare a avocatului poporului, căruia noi i-am adresat o sesizare și care la începutul lunii septembrie, mai exact pe 8 septembrie, a emis o recomandare către Administrația Națională a Penitenciarelor, în care spune foarte clar că trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele private de libertate, respectiv Liviu în cazul acesta, evident, da, să fie programate și prezentate de îndată pentru consult de specialitate, investigații sau internare în unități medicale, astfel încât să nu li se pună viața în pericol sau să nu le fie agravată starea de sănătate. Asta se întâmpla pe 8 septembrie. Irina Tănase, ce s-a întâmplat din toate comunicările astea, sentințe, recomandări ale avocatului poporului, documente medicale și așa mai departe? Nimic. A. Simplu. N-au ținut cont de ele. Deci, eu repet, eu nu acuz că nu există niște articole de lege. Eu spun că în ciuda lor, acest om este supus la tortură și la rele tratamente. Aceste infracțiuni se găsesc în codul penal și oricine deschide codul penal și le citește, ele există, iar definiția lor este exact ceea ce îi se întâmplă lui acum. Faptul că el de 6 luni de zile a solicitat și a dat declarație că își dorește să-și achite personal costurile investigațiilor și tratamentelor, asta înseamnă că el are dreptul atât la tratament, cât și să-și aleagă locul în care să fie tratat. El de 6 luni de zile nu este dus să-și facă acele tratamente. Da, iar să ultima răspunde ceva, lămurește-mă și pe mine, omul face o cerere. Un avocat, bănuiesc, doamna Teodosiu, da? Pe care o înregistrează, nu știu, habar n-am, la Administrația Națională a Penitenciarilor, la ghișeu cu dosare cu șină. Primește un răspuns? Bre, nu se poate, nu vrem, nu putem. Nu, cererea este adresată comandantului de secție în interiorul penitenciarului și medicului respectiv. A făcut într-adevăr solicitări și doamna Teodosiu. Pur și simplu nu se răspunde, pentru că, din păcate, în momentul ăsta, în sistemul penitenciar din România, atâta timp cât ești deținut, nu ai drepturi. Aici ceea ce vreau să vă spun... Eu știu că ar trebui, dar atâta timp cât de 6 luni de zile tu ceri ceva și nu ți se dă, deși ai dreptul legal și mai mult decât atât nu ți se răspunde, eu zic că nu le ai. Aș vrea să vă mai spun un lucru important. Dacă poți rezuma. Eu aici nu acuz medicii din penitenciar, pentru că penitenciarele sunt unități militare. Evident, ele răspund la ordine militare bazate pe niște ierarhii. Nu există niciun motiv legal pentru care acesta să fie discriminat și tratat diferit și supus acestor metode comuniste, cel puțin să le spunem, de tratament. Eu spun că niciun medic din penitenciare nu și-ar asuma responsabilitatea, deci este clar că răspund unor ordine de mai sus. Norica, și ce vreau să vă mai... Vreau să vă mai spun un lucru. Te rog. Că este foarte important. M-ați întrebat cum este. El este de a doua zi după ce am discutat cu dumneavoastră la Spitalul Penitenciar Rahova. A fost transportat acolo cu, mă rog,
recomandarea de a-i se efectua cele 4 remeneuri de care are nevoie. Aha. Stă de o săptămână la Spitalul Penitenciar Rahova fără să îi se efectueze niciun remene și fără să poată să fie scos la muncă dacă este într-un spital. Acum știți și dumneavoastră, bănesc, că ați fost la investigații medicale, nu te internează nimeni o săptămână ca să faci un remene. Evident, te duci, nu. Ai făcut remeneul și ai plecat. Faptul că el este ținut în spital în momentul ăsta este inexplicabil și este încă un tertip pentru a evita scoaterea acestuia la muncă, scoaterea la muncă pentru care noi avem deja 2 sentințe și o recomandare de la Avocatul Poporului. Super! La Calut prezintă noul Multi-Effect Plus. La Calut? Eu folosesc de mult timp. Dacă este vorba de la Calut Multi-Effect, sigur este o pastă de dinți cu 5 beneficii. Stai așa! Multi-Effect Plus, adică are în plus și vitamine și minerale. La Calut Multi-Effect Plus are o formulă multicomplex 5-in-1 fiind îmbogățită cu vitamine și minerale. La Calut Multi-Effect Plus. Abia aștept să o testez. Ochi iritați și roșii? Vizic Roșu vine rapid în ajutorul tău. Vizic Roșu, pentru ochi iritați și roșii. Vino acum în farmaciile Sensiblu și beneficiezi de un preț special la orice produs din gama Vizic. Gata, am luat de la farmacie ce m-ai rugat. Super! Ai luat și ceva de protecție pentru tratamentul cu antibiotice? Nu orice. Lacium. Farmacistul mi-a spus că Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini diferite de culturi vii, într-o singură capsulă pe zi. Ah, Lacium. O să țin minte de acum încolo. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Atunci când gâtul iritat te afectează și vrei să știi ce îl calmează, Sinodosin. Răgușeala nu te lasă să vorbești și vrei momentul să îl depășești, Sinodosin. Sintusin sub formă de comprimate moi protejează și calmează gâtul iritat. Așa că dacă te confrunți cu tuse sau răgușeală, încearcă Sintusin. Lucrezi mult în fața calculatorului sau vederea ta este afectată de alți factori externi, cum ar fi televizorul? Ai grijă de ochii tăi cu Vedixin Max. Vedixin Max conține o doză mare de luteină într-un singur comprimat. Vedixin Max este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de oferte speciale de preț la produsul Vedixin Max. Vine seara în curând și parcă văd că iar o să adorm greu. Ca să nu mai zic de trezirile frecvente în timpul nopții. Încearcă Optisom! Noi așa adormim repede și avem și un somn odihnitor. Grație ingredientelor sale, Optisom contribuie la obținerea unui somn natural și sănătos. Optisom? Așa e! Acum nici măcar lătratul câinelui vecinilor nu mă mai trezește. Optisom! Noapte bună! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Și dureri în gât? Acum există acadelele Salvia Septkids. Salvia Septkids ameliorează durerea, calmează iritația gâtului și, în plus, are un gust foarte bun. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept. Simptomele precum nasul înfundat, mai ales în sezonul rece, sau senzația de presiune la nivelul capului pot fi cauzate de inflamația sau infectarea sinusurilor. Clean Sin Spray susține tratamentul infecțiilor sinusurilor, asigurând protecție antibacteriană și curățând mucoasele nazale. Clean Sin Spray, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Calciul ajută la menținerea unor oase puternice, dar sunt importante și vitamina K și vitamina D3. Calcidin conține aceste ingrediente care formează triunghiul oaselor sănătoase. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 30% reducere la orice produs din gama Calcidin. Parusan, acum în farmacii, cu acțiune triplă împotriva căderii părului. Părul fragil are nevoie de o ancoră. Parusan, împotriva căderii părului. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 30% reducere la orice produs din gama Parusan. Pentru igiena urechii, eu folosesc Acustivum. Acustivum conține uleiuri naturale ce facilitează dizolvarea și eliminarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii. Of, bunicule, am uitat lista de cumpărături. Ține-o minte. 6 ouă, zahăr, 2 pâini, lapte, făină și fructe. Wow, bunicule! Și pe urmă ne oprim la farmacie să luăm și Bilomag Forte. Bilomag Forte conține 90 mg ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Menopauza se manifestă în mai multe feluri. Bufeuri,
probleme cu greutatea corporală, de asemenea lipsă de atenție și schimbări de dispoziție. Climenum este un sistem complex care ajută la calmarea simptomelor menopauzei. Mulțumită lui Proctinum, statul pe scaun nu mai este un coșmar. Eu pot merge din nou pe bicicletă fără dureri. Acum cu Proctinum, gândul de a merge la toaletă nu mai pare atât de dureros. Hemoroizii ne pot afecta pe oricare dintre noi. De aceea, folosește Proctinum. Proctinum calmează inflamația provocată de apariția hemoroizilor. Proctinum. Gata cu durerea. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Vino acum în farmaciile HealthNet și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Salvia Sept Acut. Problemele cu spatele și senzația de amorțeală, semne ale deteriorării sistemului nervos periferic, pot apărea încă de dimineață. Periferisan are două faze de acțiune. 1. Contribuie la funcționarea sistemului tău nervos periferic și 2. Îți conferă energia de care ai nevoie. Periferisan, pentru sistemul tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hey! Norica, deci... Nicolae, poți să-ți placă sau nu Liviu Dragnea, poți să-l urăști, poți să-l detești, poți să-i fii adversar politic sau concurent, dar poți să-mi spui și mie de ce tot șirul ăsta de abjecții? Pentru că asta deja nu mai are nicio legătură cu ispășirea unei pedepse meritate, au ba, asta a decis instanța în imensa înțelepciune. Victor, spuneam și data trecută întâmplător, am fost în emisiunea în care s-a discutat subiectul transferului la Ploiești sau Timișoara a unei persoane care fusese bolnavă de COVID-19 și spuneam atunci că unii vor să se afirme și să demonstreze noi puteri cât ce pot face ei prin umilirea unei persoane reprezentative pentru ceea ce au demonizat luni de zile, ani de zile. Pentru că, să nu uităm, Dragnea a fost liderul de necontestat al PSD-ului. Este o formulă de umilință și e un tip de comportament care nu are nicio legătură nici cu standarde minime de penitenciare, nici cu drepturile omului. Au dorit atunci să-l umilească pe Dragnea și de sărbători, pentru că asta înțeleg ei să facă. Dacă n-au putut să o facă cu el, atunci au dat un termen acum într-un dosar care stă de vreo 2 ani ceva pe rolul parchetului. Cred că Dragnea riscă să devină pentru România un al doilea Hodorkovski. Nu înțeleg de ce atâta încăpățânare, de ce atât de dublu standard în nerespectarea drepturilor. Este fără relevanță că e vorba de un om politic, este vorba de un om până la urmă și acest om are dreptul să-i se respecte drepturile și libertățile pe care îi le conferă legea de executare a pedepsei, inclusiv sentințele judecătorești, pentru că aici risc să cred că este o infracțiune dacă există o sentință care obligă autoritatea penitenciară să îi dea acest drept la muncă și lucrul ăsta nu se întâmplă. E vorba de neexecutarea hotărârilor judecătorești și aici avem o hotărâre judecătorească. Eu cred că este jenant pentru un întreg sistem să facă din Dragnea un mod, un model de tip de represiune care, iartă-mă, este... Da, e de secol XIX, Norica, nu mai are nicio legătură. Secol XIX. N-are legătură nici cu Uniunea Europeană, n-are legătură nici cu standarde minime de democrație, are legătură cu un soi de primitivism de care credeam că vom scăpa vreodată. Din nefericire pare că nu. Domnilor, domnilor, breaking news spectaculos. Oh,
În ziua recordului de infectări din Londra, și în preziua declarării lockdown-ului general, valorile diasporei se bat cu bâtele și cu mobilierul din casă pe străzi, la Luton, acolo unde este unul dintre aeroporturile apropiate metropolei britanice. Aproximativ 20 de bombardieri au fost implicați în bătaia generală de pe stradă, domnul Drăgan. Avem și noi ambasadorii noștri peste tot. Da, stranierii. Stranierii, da. Stranierii. Ce să vă spun? Jenant. Din păcate, jenant pentru noi ceilalți care suntem cinstiți și ne ducem să vizităm, mă rog, când puteam. Mergeam să vizităm străinătatea și în anumite situații ne era jenă de cum se uită alții la noi când spuneam că suntem români. Da, și mergeam să cheltuim, nu să furăm. Exact. Eu am pățit chestii serioase și cel puțin pe mine m-au afectat destul de serios și în Italia și în Anglia și așa mai departe. Acum, faptul care mă sperie mai tare este că odată cu pandemia foarte mulți dintre acești stranieri s-au întors la echipele de club din țară, să spun așa, și au început să-și împartă teritoriile. Și de aceea am văzut imagini absolut halucinante și absolut, cum să zic eu, neobișnuite pentru noi în toate aceste luni și ne-am dat seama de valoarea, în ghilimele, a autorităților care ne conduc în acest moment și de ce nu a organelor de poliție, pentru că până la urmă am văzut că poliția, jandarmeria, autoritățile n-au nicio problemă să sancționeze bătrâne care au masca pusă strâmb sau care au ieșit din casă să-și cumpere o pâine pentru că n-avea cine să le aducă. Oameni care au fost sancționați că au fost prinși la ora 11 și 5 minute sau că au fost în piață la 1 și 10 și așa mai departe. Dar când e vorba de bombardieri care își cară bâte topoare în cap și știu eu, eventual se mai trage și cu pistolul în plină stradă în mijlocul unor orașe mari, nu e nicio problemă. Mergem și discutăm cu acești oameni prin biserică, aici, ne mai rugăm un pic, mai zâmbim un pic. Când oamenii respectiv mai își dau drumul la gură, s-ar putea să ne mai dăm și demisia ca să nu avem alt tip de probleme. Din păcate, trăim într-o țară guvernată de o cloacă de șpăgari, nu pot să zic altfel, e opinia mea și poate să mă dea în judecată. Și păi mă dă pe mine și mă arde ce vă rog să mă scuzați, retractez. De persoane care își văd doar propriul interes, retractez ce am zis mai devreme. În detrimentul interesului național v-aș completa eu. Mă rog, cum spuneți dumneavoastră și apoi mâncăm. Exact. Din păcate, în ultimele 9 luni s-au întâmplat lucruri care cred că ne vor pune în situația să tragem cel puțin tot restul vieții noastre și mă refer la tine, la mine, la domnul ministru aici de față și chiar și la doamna Nonica Nicolai. Deci vom trage pe zeci de ani pentru că ceea ce s-a întâmplat este de natură să paralizeze efectiv economia, eu cred cu consecințe deosebit de o să analizăm grele. Și avem primul ministru pe care ni l-am dorit și care a stabilit adevărate recorduri galactice în ceea ce privește îndatorarea României și probabil devină, cred că este domnul despre care se vorbea mai devreme și care este în penitenciar și PSD, evident. Bun, evident, PSD și invariabil Liviu Dragnea. Domnul Cazanciu, nu stăteam noi strălucitori cu imaginea pe afară nici înainte de pandemia asta, dar nu știu, nu o fi noi singura seminție ai cărei reprezentanți au făcut nenorociri pe acolo, dar parcă ai noștri s-au întrecut, vorba lui Mihai Drăgan, s-au repatriat o grămadă, dar tot au rămas de semânță și de fală acolo. Da, s-ar putea să fie imaginea aceasta și unul dintre efectele pandemiei, e că se întâmplă în această perioadă ca oamenii să piardă uneori uzul rațiunii, se întâmplă asemenea. Permiteți-mi scurt de tot, pe Oxford Street, în limba română, pe stâlp, scrie nu furați din buzunare, sunt camere. Pe cuvântul meu, domnule. Nu scrie în altă limbă, nu scrie în bulgară, nu scrie în italiană, nu scrie în românește. Bine, asta apare o persecuție rasială. Da, acolo îmi pare rău. Așa scrie, eu v-am prezentat un fapt. Și știți și dumneavoastră, domnul Ciutat. Știu, da, acolo a fost clar un abuz din partea autorităților britanice. Așa ceva nu este posibil, indiferent ce cred unii. Acolo n-ai voie ca autoritate să faci lucru... Da, nu știu ce a făcut ambasadorul, ce a făcut ministerul de externe. Da, a făcut un protest. Da, e clar, a fost un abuz acolo din partea
Autoritățile, dacă Ministerul de Externe a sancționat, nu putem decât să ne bucurăm că există Ministerul de Externe care vedeți sancționează. Vedeți dumneavoastră, domnul Cazanciu, public. E evident că a fost un abuz și că a fost, hai să spun, nu neapărat persecuție, dar a fost o discriminare. Dar, pe partea elaltă, au și motive, dacă ne uităm ce se întâmplă în jur. Pare rău să spun, Victor, dar imaginile spuneam, pe care le-ați prezentat le dau dreptate. De aceea vă spuneam să punem pe seama unor efecte din această pandemie și să nu credem că doar ai noștri fac așa sunt ceva. Sunt convins că nu, dar ai noștri parcă sunt și mai spectaculoși și au și dilaila de a să filma și nu, a să domne, pune nu suntem Facebook. Apărați de statul român, domne, pentru că rasiști nu sunt englezii care ne fac hoți, francezii care ne fac țigani, rasiste Colțescu care i-a zis colegului de brigadă că ăla negru. Nu suntem apărați de statul român, a sărit președinte, nici nu știu ce mai este, al Turciei, președinte, domnul Erdogan. N-am auzit nimic din partea autorităților române care să dea cu pumnul în masă și să spună, domnule, nu a vrut să spună ceva de natură rasistă. Absolut, din niciun punct de vedere nu suntem apărați, nu știu decât să ne ia banii. Domnul Dragan, și dumneavoastră credeți că ăștia care se otânceau acolo cu canapelele și cu lopețile... Haideți, domnule, că nu sunt singuri, că în Liverpool... Nu, dar asta vă întreb, credeți că erau foarte marcați de atitudinea pasivă a statului român? Vă spun eu, în Luton, în anumite cartiere, dacă ai intrat cu cruciuliță la gât, îți iei bătaie. Înțelegeți? Pentru că sunt acele comunități de musulmani care efectiv te iau la bătaie, că zic că îi stresezi și îi deranjezi. Deci nu românii sunt problema în Anglia. Românii sunt foarte apreciați în Anglia. Ăștia nu sunt foarte, nu par foarte musulmani, cu toată dragostea. Nu, ăștia par de-ai noștri, dar încă o dată vă spun, faptul că nouă ne place să ne spălăm rufele în public. Că ne autoflagelăm în public cu mare exact, pasiune. Despre asta vorbesc și să nu ne luăm apărarea. Păi să se întâmple așa ceva în comunitatea turcă, vă spun, că se întâmplă și acolo. Imediat să rea primul ministru, să zică că sunt chestiuni izolate, că nu știu ce și că se și că încearcă explicarea imaginii turcilor. Noi nu facem nimic. Da. Vorbim uite, noi și cu domnul Cazanciuc. Păi uite, vorbim cu domnul Cazanciuc. Domnul Cazanciuc, nu știu, măcar putea să iasă unul și să spună că oamenii sunt sub efectul Brexitului și nu reușesc să-și revină din șoc. Domnul Ciotacă, eu cred că timp ce noi privim aceste imagini, trebuie să ne uităm puțin și la ce face guvernul Câțu. Mâine pregătește ordonanța de urgență pe justiție în ciuda referendumului. Spune că nu ai voie să dai ordonanțe pe justiție. Mâine acest guvern vrea să plafoneze salariile cele mai mici din România. Mă gândeam în timp ce am aflat această informație la asistențe la infirmierile din spitale din România care muncesc pe niște sume extrem de mici în momentul de față. Acești oameni vor fi afectați de decizia guvernului Câțu de mâine, dacă așa este ordonanța de urgență pentru plafonarea celor mai mici venituri din România. Asta este o dramă prin care trecem, domnul Ciutacu, în momentul de față. Drama României să urmece acest guvern Câțu, care cu cinism mâine face două lucruri care înfrâng voința poporului. O dată prin referendum pe justiție și doi la mână nevoia reală a oamenilor de a fi protejați și prin acest salariu minim pe economie care trebuie să crească într-o anumită măsură. Au dreptul legal de a da ordonanță pe justiție în contextul desfășurării unui referendum cu succes împotriva acestei proceduri, domnul Nicolae? Categoric nu au acest drept, domnul Ciutacu. Nu au acest drept, mai ales dar ce mai contează voința poporului? Parlamentară și nu cred că e abilitat cineva să dea ordonanță pe justiție. Păi și atunci cum nu știu, bănesc că poate fi atacată la Curtea Constituțională sau ceva de genul, sigur nu? Sigur că se va ataca, Victor, dar așa cum Iohannis va produce efecte. Mă rog, n-a respectat rezultatul alegerilor, nici ei n-au vreun interes să respecte legea.